Bine m-am găsit, distinși contribuabili. Să știți că răsfoiam haotic resta de mâine. Practic, n-aveam nici cap și nici coadă. E greu să te descurci în rățișurile ei. Avem totuși și câteva vești îmbucurătoare. Nu foarte multe, dar solide. De exemplu, asta, România este campioană mondială la video chat. Nu cred că mai trebuie să traducem, deși sunt convins că lumea nu știe exact despre ce e vorba. Ei bine, pentru că e mai mult imagine decât polologie, o să vă arăt capul ziarului. Iată-o. Această domnișoară este mai importantă decât tripleta aia nesimțită, Hagi, Ilie, Nadia. Ei, uite, asta este campioana lumii la video chat. Și, sigur, imaginea României, bine aleasă. Prima doamnă, aflăm, n-ar mai pleca la Rio. Dumnezeule, da. Uitați-vă puțin la imaginea ei. Ei spune că este prima doamnă, totuși, din Irlanda, nu din România, în față ceva așa brăzdată de niște valuri, de niște vânturi. Odioasă imagine, să recunoaștem că noi, în general, când avem o opinie despre un personaj, aia e. Da? O poză într-adevăr cruntă. Prima doamnă n-ar mai pleca așadar la Jocurile Olimpice de la Rio, care încep pe data de 5 august. Vă pupă Klaus și cu toate astea doamna nu mai pleacă. Nu știu dacă e din cauza virusului Zika, oricum pe el îl avem și în țară. Încerc să dezvălui acest mister, probabil că este de nepătruns. Și de ce? Că n-ajung cu elicopterul până acolo? Asta să fie? Uite că a dat roade campania de presă cu privire la dorința expresă a lui Carmen Iohannis de a-și însoți soțul la Rio cu ocazia Jocurilor Olimpice. Însuși Traian Băsescu i-a recomandat actualului șef al statului să meargă la Rio pentru că așa reprezintă mai bine țara, de parcă el nu s-ar fi gândit. Gurile rele spun că Iohannis a ajuns la Cotroceni tocmai din acest motiv, ca să meargă la Rio pe banii țării, altfel ar fi trebuit să meargă din banii lui. Deși, din urmă, cu ceva vreme se antamase deja avionul particular care să ducă delegația prezidențială în Brazilia, valurile făcute de dezvăluirile noastre, adică ale celor de la Național, care au indignat o bună parte din opinia publică, i-au convins pe soții Iohannis să nu-și forțeze norocul cu această deplasare atât de tentantă de altfel. E, nu te lăuda atât, dacă ziarul ăsta îl citim doar noi. Stai liniștit. Nu din cauza asta. Și nu datorită vouă. Pur și simplu a ajuns și la urechile lui, probabil dintr-un anturaj apropiat, că e cam mult. Dă-le încolo de Jocurile Olimpice, dar o să revenim asupra subiectului, pentru că tot despre Brazilia e vorba. După cum vedeți, vremurile sunt tulburi, nimeni nu mai știe unde să-și lase oscioarele pe durata concediului, te gândești încotro să o mai apuci, nu mai există siguranță absolută, nu mai există riscul zero nicăieri, nu mai știi unde să te duci, probabil că cel mai sigur loc ar fi undeva pe la câmpul lung moldovenesc. Să-ți petreci vacanța, acolo nu se trage. Acolo oamenii sunt de bine. În general, ce teroriști există? Vatra Dornei, câmpul lung moldovenesc, undeva pe acolo. Gura humorului. Asta mi se pare totuși o destinație.